Salutare și bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi am să recenzez un alt parfum al casei Chanel, un parfum care la origine a apărut în anii 50, mai precis în 1955, sub același nume, Pour Monsieur, în concentrație de apă de toaletă ca și formulă originală. Apoi, de-a lungul timpului, au mai apărut încă două flancăre, respectiv în anul 1989, Pour Monsieur Concentré, o apă de toaletă concentrată, iar în 2016 a apărut ultimul flancăr, respectiv Pour Monsieur Eau de Parfum. Cu alte cuvinte, există această mini-linie de Pour Monsieur cu diferite concentrații și cu, să-i spun eu, reformulări la un anumit interval de timp, cele mai mari distanțe între două reformulări, situându-se între prima iterație și a doua iterație, respectiv 34 de ani între cele două reformulări. Despre Chanel, cred că nu ar fi cazul să vă mai povestesc câte în lună și în stele. Este o casă foarte cunoscută de fashion, apărută la începutul secolului 20, și creată de către Gabriel Chanel. De-a lungul timpului ea a scos foarte multe produse cosmetice sau de vestimentație, plus că au existat și ceva scandaluri sau acuzații pentru că ar fi cochetat cu anumiți oficiali din forțele de ocupație naziste în timpul celui de-al doilea război mondial. Cam acestea ar fi informațiile despre Chanel. Acum am să mă reîntorc la Pour Monsieur, apa de parfum. Apa de parfum apărută în 2016. Nu am parfumierul din spatele acestei reformulări, dar dacă e să mă iau după cel care a scos inițial primul parfum în 1955, parfum care a fost creat de către Henri Robert, e posibil ca să se păstreze foarte mult din prima iterație și numele parfumierului care se află în spatele acestui parfum să nu fie chiar așa de relevant. Eu am avut și varianta inițială, bine, batch-ul din 2000 și ceva, nici nu mai țin minte, dar am avut și în varianta apă de toaletă la un moment dat. Însă, din punctul de vedere al performanței, acel parfum nu performa. Cred că în 2-3 ore maxim, parfumul se disipa complet, nu mai simțeam deloc și ca atare n-am mai văzut, să spun eu, nevoia să-l am, întrucât aveam și varianta apă de parfum, care e mult mai persistentă sau are o longevitate mult mai bună comparativ cu apa de toaletă. Despre acest parfum pot să vă spun că nu are foarte multe note în compoziție. Este un parfum simplu, dar miroase extraordinar de clasic. Din punctul de vedere al încadrării olfactive, el este încadrat ca lemnos șifră, însă eu nu-l consider deloc așa. Îl consider mai degrabă un aromatic fujer. Cam așa îl percep eu. Nu găsesc deloc similitudini cu genul șifră, adică nu este întunecat, nu este foarte gotic, precum Anteus, astfel că nu văd de ce a fost încadrat în categoria asta șifră, probabil doar din cauza notei de lavandă, dar, per general, eu îl văd mai degrabă un aromatic fujer, dă un aer foarte apropiat de tipul parfumurilor gen saloane de frizerie. Numai că este un pic mai dulce, un pic mai aromatic, ca urmare a notelor de vetiver și vanilie. Haideți să vă spun notele care se regăsesc în acest parfum. Nu există o distribuție pe etaje sau pe piramida olfactivă. Am să vi le spun așa cum ne-am găsit și eu pe site-ul celor de la Fragrantica. Sunt doar 5 note în compoziție, respectiv vetiver, lămâie, vanilie, nucșoară și lavandă. Trebuie să vă spun că parfumul nu este liniar, dar nu se dezvoltă nici foarte mult. Este oarecum la mijloc, adică are o deschidere foarte citrată, ca urmare a notei de lămâie, o notă citrat aromatică, combinație între lavandă, vetiver și lămâie.
Însă, în momentul când se așează, duce mult mai către un fujer foarte semigurmand, hai să-i spun, da? Un pic vanilat, foarte dulcișor, un pic apetisant, adică e foarte delicios partea de final. Totuși, păstrându-și caracterul masculin, caracterul clasic sau timeless, cum se mai spune, însă, general vorbind, parfumul este foarte bun. Se simte foarte clar că e un parfum de clasă, un parfum elegant, un parfum pentru un bărbat manierat, stilat. Un bărbat care consider eu pentru acest parfum ar trebui să aibă un minim 30 de ani pentru a purta acest parfum. E un parfum de tip matur, un parfum de tip alfa. Deci acest gen de parfum îl văd foarte bine purtat de cineva care totuși are un anumit statut profesional. Un bărbat care are o anumită poziție într-o societate, dacă e societate privată, dar și în societatea noastră umană, ca să-i spun așa. Deci e un parfum care transmite eleganță, clasă, o ierarhie pe scara socială și profesională. Genul acesta de parfum nu o să-l mirosiți chiar pe oricine, vă asigur. Plus că din ce am căutat nu este nici chiar foarte ușor disponibil, excepție dacă îl cumpărați direct de pe site-ul celor de la Chanel. Deci, vis-a-vis de grupa olfactivă, vis-a-vis de pe cine aș vedea eu purtând acest parfum și grupa de vârstă, vi l-am spus, e un parfum care merge de la un casual smart, deci un pantalon și cămașă neapărat, e un parfum foarte elegant, așa cum am spus, dar ca și condiție vestimentară minimă, pantalon și cămașă îl văd foarte potrivit. De la aceste două piese în sus, parfumul pur și simplu strălucește și va străluci și cel care îl poartă. Dacă e să mă gândesc la ce tipuri de evenimente poate fi purtat, este un parfum, pot să-i spun, de tip semnătură, poate fi purtat pe întreaga zi, dacă sunteți implicați în niște activități profesionale, poate fi purtat în orice întâlnire formală sau informală unde garderoba este obligatorie. De asemenea, poate fi purtat și în anumite evenimente între bărbați, pentru că e un parfum pur și simplu care încearcă să arate cine este masculul dominant din haită, dacă e să mă refer așa, chiar dacă el nu miroase foarte agresiv și foarte strident. Însă, prin felul foarte decent și prin felul foarte manierat cum miroase acest parfum, pur și simplu îți dă de înțeles că nu e nevoie să te manifesti ca un animal zgomotos, ci felul cum miroase acest parfum transmite că totuși tu, ca persoană, ca bărbat, te situezi undeva mai sus, te situezi într-o altă clasă din punctul de vedere al realizărilor profesionale și sociale. Așa văd eu ca și descriere acest parfum de la Chanel, Pur Monsieur, apă de parfum. Din punctul de vedere al performanțelor, categoric este mai bun decât apa de toaletă. N-am testat apa de toaletă concentrată, concentre, deci nu pot să știu dacă și față de varianta de mijloc ar fi mai bun, dar categoric față de apa de toaletă este mai bun, însă ca și întindere pe ore, longevitatea acestui parfum e undeva la 5-6 ore, nu duce mai mult pe pielea mea. Comparativ apa de toaletă, v-am spus, în 2-3 ore el era disipat. Deci are o performanță dublă față de apa de toaletă, proiecția nu este foarte strălucită, ceea ce mă face cu gândul, sau mă duce cu gândul că acest parfum este genul de parfum de tip discret. E un parfum care nu se manifestă zgomotos, nu încearcă să proiecteze și să se manifeste creând o bulă uriașă în jurul purtătorului. E un parfum de tip, să-i spun eu, misterios, se ține aproape de cel pe care îl poartă, nu proiectează foarte puternic, astfel că cine este, să zic eu, chiar lângă voi, dacă aveți un semicontact cu cineva, doar atunci acest parfum poate fi adulmecat sau mirosit. Deci, din acest punct de vedere, așa cum am zis, oarecum se cadrează cu descrierea făcută parfumului, un parfum care miroase foarte manierat, foarte elegant, iar ceea ce înseamnă maniera și elegant nu înseamnă și zgomotos sau expansiv sau a încerca să epatezi.
Deci parfumul pur și simplu se menține în linia pe care o și transmite ca și efect olfactiv. Ce ar mai fi de spus de prețuri? Prețurile pentru el nu sunt foarte scumpe. Am văzut că se duc undeva la 70-80 de euro pentru cantitatea de 70 de mililitri, pentru că vine într-o singură cantitate, concentrație, apă de parfum. Prezentarea este, se spun eu, în aceeași linie cu flancărul de la apa de toaletă concentrată. Și cam aceasta ar fi în mare tot ceea ce vă pot spune despre Chanel Pour Monsieur Eau de Parfum, care pentru mine consider că este unul din cele mai bune parfumuri Chanel mirosite până în acest moment. Eu mai am și un Allure Homme Sport, am mai testat și Egoist, deci pur și simplu acest parfum joacă în cu totul altă ligă, este un parfum extraordinar, are o performanță decentă, cel puțin în cazul meu, și miroase foarte elegant, foarte manierat, foarte clasic și va da strălucire celui care poate în mod sigur și se va face și remarcat. Ca și notă îi dau 9,5. Dacă ar fi avut o performanță mai bună, cu siguranță ar fi fost un parfum de nota 10, dar având în vedere că are o performanță, să zic eu, medie, îi dau 9,5 ca și notă. Categoric e un parfum care merită cumpărat dacă aveți ocazia. Testați-l, pentru că, așa cum v-am spus, vârsta face diferența. Îl văd mai degrabă pentru cei de peste 30 de ani, dar dacă sunteți sub 30 de ani și considerați că acest parfum vă reprezintă, cu atât mai bine. Am să închei aici cu această recenzie pentru Pour Monsieur Eau de Parfum și dacă l-ați testat sau dacă l-aveți, aș fi curios să aflu și părerile voastre vis-a-vis de acest parfum. Nu uitați să dați like și să vă abonați dacă sunteți pentru prima oară pe canalul meu și până data viitoare, vă doresc numai bine!